În urma examenelor naționale am primit numeroase sesizări legate de acele 50 de scrutini care făceau posibilă sau nu, după caz, admiterea unei contestații. Ceea ce am considerat o nedreptate, cu atât mai mult cu cât mediile au o relevanță pentru admiterea la liceu și la facultate. Anul acesta, în cele două metodologii, aceea pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat, am eliminat prevederea conform căreia nota finală după contestații se modifică numai în cazul în care între nota inițială și nota de la contestații există o diferență de minimum 0,5 puncte.